Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, bine ați venit la Out of the Box Programul care îți spune credințele la încercare Invitatul meu permanent este Laurent Balint Specialist în marketing și om care scrie deci, sute de editoriale, fie în publicații de marketing, dar uneori și în cele sportive. Nu zic întâmplător asta, ci pentru că vom vorbi despre sport astăzi și, Doamne, cum vom pune la încercare niște credințe. Pentru că este unul dintre subiectele cele mai aprinse uh, din ultimii ani în România. Cine este steaua? FCSB sau CSA? Salutare lor! Salut, Cătălin! Uh, zâmbesc pentru că este unul dintre subiectele de care m-am ținut deoparte cât am putut până acum, pentru că este extraordinar de fierbinte, este vorba de o zonă emoțională și sunt foarte mulți oameni care trec de zona rațională, adică este foarte mult emoțional în joc când vine vorba despre această întrebare. Este lumea plină de steliști, România peste 50% istoric a au fost steliști, și e un subiect apropiat lor. De steliști sau fcsb sebiști Sau de -amândouă? sau <laughs> Roș-Albaștri. Deci, dacă vrem să găsim puntea care unește. Roș-Albaștri. Bun, deci să înțeleg că o să ne spui care e adevărata steaua? Că... Nu, neapărat. Nu. nu. Noi ar trebui, cred că, să trecem de partea emoțională și să avem o discuție rațională un pic și să încercăm să ne păstrăm deasupra acestor lucruri și să avem o analiză concretă, poate. Ce înseamnă, de fapt și de drept, brandul Steaua? Hai un pic înainte de asta să le explicăm multora dintre cei care ne ascultă, că poate nu sunt la curent. Uh -huh. uh, ani buni, uh, brandul Steaua sau echipa de fotbal Steaua a fost una singură. Ea a trecut la un moment dat în anul 2003 din proprietatea uh, Ministerului Apărării sau Clubului Steaua în proprietatea lui Gigi Becali. A fost mai devreme, prin 2000, către Păunescu și de la Păunescu la... A, întâi la familia Păunescu da. și după care de la familia Păunescu, dar în Consiliul de Administrație erau și oameni din Ministerul Apărării care au și votat la acel transfer de... S-a privatizat, privatizat, privatizat la un moment dat, dar era implicat și Ministerul Apărării. Bun, vreme de ani buni a mers sub conducerea lui Gigi Becale și lumea a zis că, domnule, asta este oa. După care Clubul Sportiv al Armatei a intentat un proces care i-a dat dreptate într-o primă sau în prime faze, acum este contestat, în care s-a spus că, de fapt, brandul Steaua, titluri, simboluri, embleme, tot ce înseamnă, de fapt, o echipă de fotbal, mai puțin jucătorii ar aparține Clubului Sportiv al Armatei și Steaua s-a întors în Ghencea, procesele merg mai departe, iar suporterii s-au împărțit. Acum există două echipe, există echipa CSA Steaua care a pornit din Liga 4 Exact. Și există FCSB care a fost continu Continuatoarea în Liga 1 Și acest, această echipă Steaua care e în Liga 2 Dar nu poate promova în Liga 1 Pentru că e o echipă care aparține de un minister Așa zice legea că Vezi nu poate ce complicat promova. e să povestim da. pe scurt da. Care este treaba dar aș mai atinge un subiect pentru că e foarte important să vorbim aceeași limbă și se folosește foarte des cuvântul brand și branding și de foarte puține ori se folosește corect. Și o să încerc în câteva zeci de secunde să fac așa un pic de teorie a brandului și să explic ce este de fapt și de drept un brand. Și acum dacă facem un exercițiu și să presupunem că nu știu, te întreb acum pe loc, zi Europa FM, care sunt lucrurile care îți vin în minte la Europa, despre Europa FM. Sau vin și zic, zic uh, da. sau Juventus Torino. Ai o serie de lucruri care îți vin da. în minte când zic Juventus Torino, Ajax Amsterdam. Care sunt lucrurile care îți vin în minte când zic Ajax Amsterdam? Hai să vedem. Când zic Ajax pe Amsterdam, loc. Johan da. Cruyff și Amsterdam Arena, cred că așa se numește. Da? Da. Lucrul ăsta, campioana Europei și tricouri bruși. Sau mă rog, pe aici lansatoare de tinere talente și mai sunt câteva lucruri pe care le spun oamenii. Dar practic, da. în esență, sunt lucrurile pe care oamenii le asociază cu un nume. În momentul în care te trezezi noaptea din somn și zic steaua București, care sunt lucrurile care îți vin în minte? Ăla este teritoriul pe care îl ocupi în mintea oamenilor. Branding, brandul se întâmplă în mintea oamenilor. Iar tot efortul este ca oamenii să gândească coerent și să spună cam aceleași lucruri. Adică pe oricine ai întrebat să spună cam aceleași lucruri despre Ajax când îl trezești din somn. Ok. Oricine aș întreba să zic cam aceleași lucruri despre Steaua. Deci, întreaga bătălie pe marketing este să-i facem pe oameni să asocieze cu numele nostru o serie de lucruri care ne sunt favorabile. Ok. Și atunci, în cazul Steaua București, dacă mă trezești din somn, așa? eu voi spune așa: culori roșu-albastru, Cupa Campionilor Europeni, Ducadam, Lăcătuș și pă, Armată. Dar. Uh -huh. Uh, nu pot să nu fac un pas mai departe mintea mea în istoria mai recentă și să zic Gigi Becali, Middlesbrough și Cosmin Oloroiu. Uh, ok, am făcut de... am folosit exemplu Steaua de vreo 13 sau 14 ani în cursurile mele și am invitat studenții să-mi zică care sunt primele lucruri care le vin în minte când se gândesc la Steaua în anul 2000. că adică fac un exercițiu de imaginație, ești în anul 2000, te gândești la Steaua. Și într-adevăr, multe dintre lucrurile pe care le-ai spus tu, Roș Albastru, Cupa Campionilor Europeni, Ducadam, Lăcătuș, Pițurcă, Legendele, Armata, Ghencea, Ghencea, Templul da. Stelei, reprezentarea României în străinătate, foarte important și foarte des apare chestia asta, Steaua însemna România în străinătate. Erai dinamovist, rapidist, craiovean, ce erai tu, N-aveai cum să nu recunoști și să nu fie oarecare mândrie că, băi, uite, steaua ne reprezintă, ajungem primăvara europeană constant, e este sus de tot. Deci, practic, astea sunt lucrurile pe care oamenii le asociază cu steaua. Acum, dacă îi pe oameni, eu pesc pe stradă, îi întreb de FCSB. De FCSB? Da. Gigi Becali. Gigi Becali este top mind, de, de departe. Da. Este... da, corect. Altceva nu mai este. Adică, scandaluri, apare scandaluri, scandaluri apare roșu-albastru, apare steaua ca și continuitate da, sau nu e steaua sau e steaua, și, dar apare. Și Mihai Stoica poate. Și Mihai și Stoica, da? da, pentru că un brand are lucruri care sunt favorabile și, un lucru, și lucruri care sunt nefavorabile. Adică ai liabilities și assets. Nu sunt numai lucruri care sunt favorabile. Deci în timp ce steaua e un brand favorabil, uh -huh. cu multe atribute favorabile, FCSB nu sună mintea multor oameni ca... Uh, un lucru favorabil, adică uh -huh. nu prea ai atribute. Nici măcar n-am mai câștigat campionatul. Da, hai să-l luăm pe rând, un pic. Da. Pentru că, bun, Steaua, brandul Steaua, însemna odată uh, campioană. Campionă, deci nu exista să nu te bați la campion. Uh, CSA, Steaua versus FCSB. Cum stăm la capitolul campion? CSA poate o să fie campionă, <laughs> dar nu va promova. În ultimii ani, mm, niciuna da. dintre ele nu a mai câștigat uh, uh, campionatul uh, cam de mult, ceea ce pentru Steaua este atipic, pentru brandul uh, Steaua. Ghencia. Templul. Da. Acum la ce să mă gândesc? Ca Apa aparține? Cu ce eu dăm? Eu dăm, dăm FCSB-ului sau eu dăm lui CSA. Cesea. Legendele. Uh, Lăcătuș, uh, Bumbescu. Lăcătuș, uh, Bumbescu CSA. sunt la Cesea. Ducadam a fost în curtea, ca să zic așa. Și care e înțeleaptă, dar între timp a plecat de 2-3 ani, nu a mai plecat, este și la. este undeva la mijloc. Armata. Armata e la CSA, ok. Ok, culorile roșii albastre La ambele. La, albe, la ambele. Uh, reprezentarea cu succes a României în străinătate. Mm, aș zice că la PCSB, dar mă rog. Aici mi se pare un teritoriu pe care ambele au făcut mari greșeli. Una a FCSB prin faptul că nici nu și-a folosit titularii în cupele europene, au ieșit cu un discurs că nu, nu ne pasă, asta e, ne-am luat banii de la UEFA și pe noi ne interesează să ne luăm banii, adică nu ne interesează să reprezentăm România, nu ne interesează să fim uh, acest uh, uh pentru România, ci noi doar să ne luăm banii, ne-am luat banii și acum băgăm rezervele și luăm bătaie ceea ce s-a și întâmplat. Mare greșeală. Cea mai mare greșeală adică, uh, pe care puteai face. Pe de altă parte și ce se absolut nicio inițiativă în care să joace amicale cu echipe din Liga a 5, a, a 3, a 2 a britanică să aducă niște nume legendare. Nottingham Forest era în Liga a 2 înainte de a promova acum recent în Premier League. Putea să aibă amical cu un derby și să aibă o poveste, să aducă în Ghencea echipe tari ale lumei. Chiar dacă nu putea să aducă Real Madrid sau Barcelona sau tot, dar tot putea. Tot putea să pună accent pe zona asta. Am încât două amândouă au pierdut. Practic nu mai are uh, nici CSA-steaua, nu reprezintă uh, România în lume și mare șoc nici FCSB. Și mai mult aroganță nu, nu ne pasă. Da, iar acest loc al reprezentării în străinătate este ocupat de alte cluburi. Uh -huh. Acum românii simpatizează cu CFR Cluj, de exemplu, când joacă în străinătate, nu? Pe România o să simpatizeze cu echipa care ne-a Adică dacă mm. anul ăsta e CFR Cluj, dacă la anul va fi farul, vom susține farul. Adică și Dinamoviști și alții au venit, au fost în Ghencea la meciuri să susțină... Că stău. Stău. noștri. Că noștri și fratele, sora, tatăl, poate țin cu steaua, chiar dacă tu nu ești cu steaua la momentul respect am făcut analiza asta comparativă, la ce concluzie? Mai avem asoci? un pic, pentru că n-am vorbit la trecut despre Steaua, semna și Hambal, un gațu, un oțelea, un stângă. Stai uh, e la CSA acum. Și Este la CSA uh, acum. Dar practic este un set de lucruri, un set de lucruri pe care oamenii le asociază uh, și dincolo de ce zice legalul, dincolo de ce zice tot, care este teritoriul pe care îl ocupi în mintea oamenilor? Iar și pentru FCSB și pentru acestea steaua ar trebui să fie această întrebare și dacă vor să fie cu adevărat continuatorii steaua, trebuie să ocupe în mintea oamenilor teritoriul aferent stelei. Deci stai un pic, lor Balint, deci nu ține de procesul care e pe rol, ci de cucerirea minții și inimilor. Or, teritoriul pe care îl ocupa steaua București, în da. mințile noastre vreme de decenii, este acum un teritoriu gol. Este un teritoriu liber pe care adică poate să se ocupe și ce frecluși dacă se duc pe teritoriul respectiv și uh, fac lucrurile pe care le trebuie. Dar cea mai mare oportunitate este de departe pentru FCSB și pentru uh, CSA Steaua. De ce? Pentru că au fanii și chiar dacă sunt împărțiți, când împarți 50% din publicul de fotbal al României, ambele au un, au un număr mare de suporteri. Deci asta este... Uh, și au suporteri care așteaptă, așteaptă niște lucruri. Dar trebuie să te comporți ca tare, trebuie să te comporți ca steaua. Da, ori steaua în acest moment nu există. Hai deci să vedem. O să rămână un semn de întrebare la Pentru mine, la. concluzia este că astăzi steaua nu există, nu este nici FCSB, nu este nici CSA. Amândouă pot să fie. Ce Dar interesant. Să... Ce interesant. De asta sunt bune analizele noastre. să mai aici cu un semn de întrebare. Ne întâlnim cu discuția asta peste un an sau doi mm. și măsurăm și vedem cine a ocupat teritoriile lăsate goale. România are nevoie de steaua. Steaua cu ghimele de rigoare. Poate să fie steaua, poate să fie alt nume, dar avem nevoie de o steaua. Excelent. Sau de mai multe. El este Loran Balin, specialist în marketing. Aici am fost chiar pe teritoriul lui. Săptămâna viitoare vom face un pas în față, sau poate nu chiar săptămâna viitoare. Hai să vorbim despre rătăciți în tranziție săptămâna viitoare, dacă ești de acord. Categoric. Spor la treabă, vă doresc. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.